Cei care s-au născut în zodia berbecului vor avea în prima parte a zilei de 2 octombrie momente legate de viața interioară, sentimente, emoții, afecte, preocupări, atașamente. De multe ori poate să intervine și un factor personal, cum ar fi orgolul sau vanitatea de a demonstra ceva, că sunt buni, că sunt competitivi, de a cuceri o persoană sau un grup de persoane, de exemplu publicul, în cazul artiștilor. Între 2 octombrie, după ora 11 și jumătate și 4 octombrie, după amiaza, mecanisme care privesc sănătatea. Fără să fie ceva dezagreabil, contextul astral îndeamnă spre măsură, spre limitare, spre autocenzură, spre spirit critic, ori de câte ori este vorba de o provocare a vieții curente. Este vorba de muncă, de efort fizic, de hrană, de alimentație, de o plăcere. Berbecii își vor pune stabilă pentru că fie în ultimul timp nu au fost într-o foarte bună formă, fie nu au chef să strice starea bună la care au ajuns după terapii, medicații, proceduri sau alte metode de a ușura organismul. Un post, de exemplu. Între 4 octombrie, după ora 15 și 40 de minute și după amiaza zilei de 7 octombrie, mecanisme interesante care privesc relațiile parteneriale. În acest răstimp, luna se va afla în tranzit prin casa a 7-a și în ziua de 6 octombrie se va afla în postura de lună nouă în balanță, făcând prin urmare o conjuncție cu soarele, ceea ce este un lucru firesc când este vorba de această postură astrală, dar va face conjuncție și cu Marte și cu Mercur și atunci vom avea de-a face cu o combinație de 4 planete care își unesc eforturile și se îndreaptă dintr-un sector la 180 de grade spre casa întâi a personalității. Și de aici avem de-a face cu niște mecanisme care introduc nuanțe diferite, fie îndoiala, fie dorința de a afla ceva în plus și atunci berbecii nu se vor grăbi să dea un răspuns, să se hotărască, să se angajeze. Alte ori vor să vadă cum evoluează relația, dialogul, cum se poartă o persoană, o țin pe aceea sub supraveghere, o observă până când vor ajunge la o concluzie mai coerentă. Acum sunt puțin îngrijorați sau nedumeriți sau nehotărâți pentru că nu o cunosc prea bine. Cel mai interesant aspect îl introduce această lună nouă cu privire la conflicte, procese, litigii, discuții aprinse. Nu este obligatoriu ca un aspect construit pe balanță, cum am mai spus și în săptămânile trecute, să prezinte neapărat un factor de echilibru. Aceasta este prima, dar nu este singura interpretare, pentru că, așa cum spuneam, balanța nu reprezintă doar echilibru, ci evident și dezechilibru, fără de care într-un parcurs logic nu se poate. Și atunci niște relații se pot complica prin afirmații, prin documente, prin evidența faptelor, printr-o turnură, prin intervenția unor factori aleatorii, o întâmplare, un eveniment neprevăzut și așa mai departe. E nevoie de răbdare, în primul rând, e nevoie de multă atenție ca să nu se scape niște nuanțe. Apoi, este bine să se procedeze într-un fel înțelept, cu măsură, chiar dacă nu despre asta este vorba în opțiunea lor interioară. Nu asta simt, nu asta trăiesc și nu acesta este impulsul. Totuși, trebuie să și-l cenzureze. Între 7 octombrie, după ora 17 și jumătate și 8 octombrie, mecanisme care privesc sectorul banilor. Aici, din nou, se reeditează ori se intensifică o stare de nemulțumire, o revoltă, o îngrijorare. Deocamdată nu sunt motive să creeze un echilibru. Nu este o ofertă, nu este muncă, nu este un venit în plus, nu este un câștig care să vină din speculații, așa încât toate aceste trăiri sunt destul de justificate. În ziua de 7 octombrie, planeta Venus va intra în zodia săgetătorului, pe care o va traversa până pe 5 noiembrie. În felul acesta va patrona casa a noua a proiectelor majore de viață, dorință de ascensiune și metode pentru a ajunge să-și pună în aplicare un scop. Una dintre principalele forme de a ajunge la succes este învățătura, performanța, evoluția, acumularea de experiență. Planeta Venus, timp de o lună, le va da celor născuți în berbec, în primul rând, entuziasm, mobilizare pentru un scop frumos, le va deschide uși, mai ales din partea unor instituții, prin reprezentanții ei. Li se va acorda o aprobare, o șansă, vor fi incluși
pe niște liste, vor fi cooptați în niște colective. E o formă de activitate în grup, publică, vizibilă, cu riscurile de rigoare, pentru că fiind publică vor fi și observați, de aici poate că vor fi și criticați. Totuși, planeta Venus aduce posibilitatea unui dialog cu reprezentanții oficiali, cu instituții, societăți, organizații, structuri, fundații, care le pot permite o dezvoltare personală și o afirmare reală. Apoi, mai poate fi vorba de o ipostază care va fi valorificată de fiecare în parte cu privire la relația cu străinătatea. Nu chiar toată lumea vrea să plece din țară, nu chiar toată lumea vrea să călătorească în următoarea lună. Dar sunt și persoane care pot să beneficieze de o astfel de deschidere, o invitație care poate fi și onorată. În sfârșit, cu complicațiile de rigoare ale momentului, se poate pleca totuși din țară sau se poate realiza o formă de conectare cu oameni, grupuri de lucru și implicare în evenimente care să îi facă să fie prezenți în acel demers, care are o componentă internațională sau o formă de cooperare multinațională. Planeta Pluton va reveni la mersul direct din 8 octombrie, ea se află în casa a 10-a, nu va face mult bine de acum încolo, va face tot ceea ce a făcut și până acum, dar într-o formă mai stompată, mai puțin tulbure și mai puțin greu de înțeles, așa cum a fost multe luni până acum.